L-am așteptat pe el să vină de la servici, că era la servici. Și când l-am întrebat, a spus că nu este adevărat, să-l las în pace și a ieșit pe poarta afară. În momentul ăla am anunțat poliția și am făcut denunță la poliție. Deci altceva ce să vă spun.